Oameni dragi, pentru noi ca și biserică, Biserica Sfânta Trăime, astăzi este o zi deosebită, este o zi de sărbătoare și suntem bucuroși că Dumnezeu ne-a dat harul în primul rând să trăim, să fim în viață și apoi să împlinim lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru noi ca și biserică. Astăzi, de fapt, la începutul lunii, în luna aceasta, am împlinit șapte ani de când această biserică a fost deschisă într-un mod oficial de când a fost plantată într-un mod oficial. Și de aceea suntem bucuroși, suntem mulțumitori și recunoscătorul lui Dumnezeu pentru harul acesta. slăvit să fie în numele Domnului. Vedeți, biserici nu se deschid tot timpul. Mai repede, baruri, birturi, cluburi și lucruri de felul acesta. Cu biserica e puțin mai greu, pentru că necesită mult mai multe lucruri. Ceea ce noi spunem în seara aceasta lui Dumnezeu este mulțumim. Pentru harul pe care ni l-a dat, să putem să facem lucrul acesta. Dragii mei, în seara aceasta vom avea o ordinare biblică, o hirotonisire, o recunoaștere oficială a șapte bărbați în lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, atunci când o biserică se naște, când o biserică este plantată, ea începe de obicei dintr-o viziune. Sau, mă rog, așa ar trebui să înceapă. Adică, Dumnezeu vorbește un om, un grup de oameni aud înțeleg, se verifică viziunea, urmează pregătirea pentru împlinirea viziunii și apoi urmează un moment oficial în care viziunea se pune în aplicare. Bisericile nu se deschid într un alt mod. folosesc un timpar de vorbire contemporan gen rupere. Gen roire forțată, naștere prematură. Nu Biserica adevărată se naște prin plantare, se naște printr-o lucrare de roire în viziunea bisericii mamă și lucrurile trebuie să se întâmple într-un mod frumos și dumnezeiesc, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu concursul lui Dumnezeu, cu uh, uh, implicarea tuturor oamenilor în așa fel încât noua lucrare să fie susținută de vechea lucrare. Amină! Pentru că asta este principiul dumnezeiesc. Acum că oamenii au găsit metode și soluții, e problema lor. Pe noi ne interesează următorul lucru, să umblăm drept cu Dumnezeu. Amin. Dacă nu umblăm drept, nu putem să așteptăm foarte multă binecuvântare. De ce? Pentru că nu are pe ce să stea. Mai devreme sau mai târziu, binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă nu e așezată pe lucruri corecte, ea se, pur și simplu se scurge printre toate găurile, cavernele și chiar cratele care există în, 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 filozofia, în fundația acelei biserici și creează mari probleme. Dar noi suntem aici pentru că Dumnezeu a vrut lucrul acesta, pentru că în urmă cu șapte ani această biserică s-a născut absolut oficial și sănătos, zicem noi, din toate punctele de vedere, cu confirmarea a șapte păstori, cu 20 de profeții și vedenii dumnezeiești prin oameni care n-au știut nimic. Iată-ne că acum, în ziua de astăzi, 29 noiembrie 2020, la șapte ani după momentul acela, Domnul Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul mântuirii noastre, capul trupului, Domnul Bisericii, Isus Hristos Domnul, vrea să lărgească talpa bisericii în așa fel încât biserica aceasta să poate fi slujit într-un mod mult mai plenar. O să citesc două texte din Cuvântul lui Dumnezeu, unul din ele se află în Faptele Apostolilor, capitolul 6, și voi citi de acolo 8 versete și apoi o să mă duc în Timotei, capitolul 3, în 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 8 până la versetul 13, texte generice care vorbesc despre tot ceea ce urmează să facem noi aici în seara aceasta. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului Sfânt, după care ne vom reașeza, nu înainte de a ne ruga lui Dumnezeu. Iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu. În zilele acelea, când s-au înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțiala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine pline de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Și vom merge în cuvântul lui Dumnezeu la 1 Timotei, capitolul 3, versetul de la 8 la 13. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu doritor de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cu împătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați a unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea ta acum și în numele Domnului Isus. Cerem ca în seara aceasta prezența ta să se manifeste peste locul acesta. Pentru că este dedicat locul, timpul și persoanele. Chemăm sângele prețios al Fiului lui Dumnezeu să acopere fiecare suflet în parte din crește și până în tărâm. Și chemăm puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze peste inima și peste mintea fiecăruia după nevoia pe care o are. Domne, împlinește nevoile oamenilor într-un mod supranatural, așa cum nu mai tu știi. Ne încredem în tine și știm că harul tău Dumnezeu este la lucru. Binecuvintează-ne cu ascultare, cu inimă și minte deschisă, ajută-ne să ne lăsăm atinși și transformați de cuvântul tău și fie ca harul tău de Dumnezeu să curgă peste fiecare dintre noi, așa cum tu dorești. În numele Domnului Iisus ne-am rugat, Tată, prin Duhul Sfânt și îți mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați locul. În zilele acestea când parcă tot mai, tot mai puțin oameni vin la biserică, când pentru oameni parcă a devenit o mare povară să vină la biserică, ba unii sunt atât de paralizați de frica aceasta de COVID, încât într o din discuțiile cu anumiți frați păstori au spus, știți, se întâmplă că 15%, 20% din enoriași nu mai vin de frică. Acum, un lucru pe care îl observăm este că oamenii se sperie. Oamenii nu mai vin la biserică. Oamenii sunt speriați și vor să-și păstreze într-un anumit fel credința. Aș vrea să-ți spun că cel mai bun mod de a-ți păstra credința este să-l cauți pe Dumnezeu într-un mod real și să te însoțești care, cu aceia care merg la biserică. Amin. Tehnic nu există creștinism fără frecvență. Asta nu există. Nu e în Biblie. De aceea cred că este important pentru fiecare dintre noi să înțelegem următorul lucru. Indiferent de situațiile cu care ne confruntăm acum sau ne vom confrunta în timpul care ne stă înainte, noi trebuie să rămânem ancorați în Hristos. Amin. Acesta este adevărul. Noi trebuie să rămânem ancorați în Hristos. Amin. În timp ce oamenii vin la Biserică, mai mult sau mai puțin, sunt oameni care vor să meargă mai departe cu Dumnezeu. Sunt oameni care nu doar că vor să meargă mai departe oarecum, ci vor să și slujească lui Dumnezeu cu tot ce sunt ei. Ferice de oameni aceștia. Au înțeles sensul și direcția vieții. Ei merg în direcția aceasta. Ei merg în direcția aceasta. Și eu mă bucur pentru cei șase care în seara aceasta vor fi ordinați, hirotonisiți, recunoscuți, pus în slujbă, ca și diaconi. Vor fi slujitori, oameni care îl vor sluji pe Dumnezeu din punct de vedere oficial și își vor asuma lucrul acesta. Acum ne întoarcem la textul nostru spunând următorul lucru și primul punct sau titlul mesajului meu în seara aceasta este cei șapte diaconi. Noi avem, avem deja unul, noi am avut doi, unul dintre noi a plecat înainte, s-a dus înainte, el este deja în ceata sfinților răscumpărați. El a trecut dincolo de porțile albe și este în glorie. Și nu o să-l uităm niciodată. Și când biserica aceasta a împlinit trei ani de zile, am avut călăuzirea din partea Domnului cu confirmările necesare că e timpul ca doi diaconi, ca două persoane, doi bărbați să fie recunoscuți ca și diaconei bisericii. Și au fost recunoscuți. A fost Florin Ștefoni și Dean Mihuțoni. Florin a plecat, Dean este cu noi. El este decanul de vârstă a echipei de diaconi, Unu și cu șase, cei șapte diaconi. Aproape ca în Biblie. Aproape ca în Biblie. Haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo. În zilele acelea, când s-au înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cărteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțarea ajutoarelor de toate zilele în zilele acelea. Contextul în care se întâmplă aceste evenimente este următorul și anume, cu câteva capitole înainte, cu vreo trei capitole înainte, în capitolul 2 are loc revărsarea Duhului Sfânt, promisiunea cinzecimii și se întâmplă nașterea bisericii. Hristos este înălțat, Hristos este glorificat, trimite făgăduința, Dumnezeu, Duhul Sfânt, a treia persoană a de coboară, se naște Biserica și viața Bisericii începe să se deruleze. De la capitolul acela 2 până la capitolul 6 sunt deja două evenimente majore de confruntare între ucenici și preoții vremii din Ierusalim, din vremea aceea. Doi, două confruntări mari. Și preoții, uh, uh, preoții sunt așa de supărați pe faptul că ucenicii predicau Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și îl predicau pe Hristos și răstignit și înviat. În, atât de tare erau supărați încât i-au luat și i-au închis. Și o serie de evenimente interesante se întâmplă în perioada aceasta. Cu un capitol înainte, în capitolul 5, se întâmplă un lucru foarte tare în istoria primei biserici. Cineva are o moșie, o vinde și împreună se înțeleg soț-soție să meargă la biserică și să facă o șmecherie. Să vină să spună bisericii, știi, ăștia sunt toți banii pe care noi am dat, pentru că scopul nostru este să pozăm într-un mod frumos ca oamenii să vadă ce darni suntem noi. Este acolo un capitol întreg, nu într-un el, doar ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu de la începutul începutului, arată bisericii că nu poți să te joci cu minciuna, că nu poți să te joci cu compromisul, că a fi un om cu două fețe este un lucru foarte periculos. Și în confruntarea aceea dintre Apostol și, și cei doi, le pune, li se pune această întrebare simplă. Dacă Ați vândut acea moșioară, oare nu putea să fie toată voastră? Nu vă cerea nimeni nimic, nu v-a cerut nimeni nimic, nu v-a imputat nimeni nimic sau nu v-a bătut nimeni niciun apropo să dați ceva bisericii, ce era la latitudinea voastră de 100% dacă veți da sau nu veți da, era problema voastră. Dar voi ați vrut să păreți oameni foarte darnici și în realitate ați vrut să faceți o șmecherie pe care Dumnezeu a numit-o așa, ați mințit pe Duhul Sfânt. Minciuna a fost pedepsită atât de tare în capitolul acela încât bărbatul care anania, care a venit și a spus apostolilor lucrurile acestea, a existat acel schimb de, 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 de uh, uh, întrebări și răspunsuri. Scriptura spune că a căzut la pământ și și a dat duhul. La câtva timp după aceea vine și nevasta lui, aceeași poveste, aceeași poveste și ei se întâmplă același lucru. Trăind în aceeași minciună, agrenda aceeași minciună, se întâmplă un lucru foarte interesant. Mare și el. Acolo apare o categorie de oameni care se numesc flăcăi. Flăcăii erau oamenii buni la toate sau oamenii care îngropau morții. Probabil că făceau și multe alte lucruri. În, în înțelegerea noastră despre ce înseamnă această slujire este că Biserica Sfânta Trime a dezvoltat această mentalitate de flăcău. Înainte ca să ajungi într o slujire oficială și să fii recunoscut oficial, trebuie să fii bun la toate. Trebuie să fii disponibil, trebuie să vrei să te implici, trebuie să vrei să strângi de pe jos dacă e nevoie să speli toaletele, dacă ai nevoie să faci o grămadă de lucruri, de ce? Pentru că tu ești flăcău. Tu ești un om disponibil și bun pentru tot ceea ce poate să, se poate face și tot ceea ce mâna ta știe să facă, să facă bine. Ăsta e scopul. Acum, capitolul 6 începe cu aceste cuvinte și primul punct al mesajului este acesta, contextul și datarea evenimentelor. Nu avem nicio dată fixă. Cei care cer au, au cercetat textele și s-au uitat asupra acestor lucruri nu pot spune cu certitudine au fost între momentul uh, uh, coborârii Duhului Sfânt și capitolul 6 au fost trei ani, au fost doi ani. Alții spun că a fost în același an sau alții spun că a fost în următorul an. Nu se poate da o dată exactă. Dar un lucru care este interesant și pe care vreau să-l spun este acesta. Luca folosește de mai multe ori expresia în zilele acelea. În zilele acelea. Atât în Evanghelie, cât și în fapte 1 cu 15, în fapte 6 cu 1 și în fapte 11 cu 27. El folosește expresia aceasta în zilele acelea. Ce înseamnă lucrul acesta? El dorește să arate că relatarea a progresat și știe că noi evenimente sunt legate aproximativ de cele relatate anterior și nu dorește să dea o dată exactă. Cu alte cuvinte, ceea ce Luca face este ceva de, de felul următor. Spune exact cum cuvintele acestea sunt extraordinare. Auzit în zilele acelea, în care? În zilele acelea care s-au întâmplat, înainte s-a întâmplat ceva, în zilele acelea s-a întâmplat ceva, iar după aceea a urmat altceva. Există o progresie continuă a relatărilor pe care Luca le are, atât în evanghelie, cât și în fapte. De aceea nu poate fi dat o dată exactă a acestui eveniment sau a primului moment în istoria bisericii când biserica a statutat Slujba de diacon. Este evident că a fost undeva la începutul bisericii, probabil cu certitudine în primii 2-3 ani. Aceasta este părerea mea după mai multe comentarii pe care le-am le citit. Acum, uitându-ne la contextul textului nostru, ni se spune foarte clar că a apărut o problemă administrativă, una interesantă. Erau niște iudeii care vorbeau grecește și erau niște evrei din Ierusalim. Și acolo a apărut o problemă. Erau niște văduve care erau trecute cu vederea la ajutoarele de fiecare zi. Nu doresc să intru în subiect și să explic lucruri legate de punctul acesta, ci doar în sine că era o problemă administrativă pe care ei trebuiau să o rezolve. A apărut o situație. În cadrul bisericii primare, în primii 2-3 ani de zile, a apărut o situație de administrativă pe care ei trebuiau să o rezolve cumva. Un lucru care este consacrat parcă evreilor este cuvântul acesta. Uitați-vă cum cum zice aici. Evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor. Vi se pare cunoscut cuvântul ăsta a cârti? Nu vi se pare că este un lucru care Parcă îi urmărește pe evrei tot timpul. Dar nici noi nu suntem departe de ei. De Stați liniștiți. A apărut o problemă și cârtiau. Parcă e apanajul lor. După cum ziceam, nici al nostru foarte departe. Și această problemă care trebuia rezolvată a stârnit o reacție și o nemulțumire și o frustrare. O problemă administrativă care trebuia rezolvată și trebuia să găsească o soluție ca această problemă să primească rezolvare reală. Uitați ce se întâmplă aici, în versetul 2. Din versetul 2, în jos, vedem câteva lucruri foarte interesante. Apostolii găsesc o soluție. Dacă vă uitați foarte atent în text, veți vedea că soluția nu vine la ei pe calea unei rugăciuni fierbinți, a unui timp de post și a unei stăruințe formidabile. Nu. Rezolvarea pentru situația aceasta vine printr-un alt mod. Și anume, în înțelegerea mea și a multora, este că. Ei primesc o înțelegere de la Dumnezeu, o călăuzire pe baza relației personale cu El, și apostolii ajung la o concluzie între ei, prezentând-o Pur și simplu, pe baza faptului că erau oamenii lui Dumnezeu, că umblau cu Dumnezeu, au înțeles că au nevoie de o rezolvare a unei situații. Cum au reușit să facă aceasta? Folosind mintea prin întrebuințare. Sunt momente în viață în care deciziile pe care trebuie să le luăm trebuie să fie o plăsmuire a unei minți regenerate. Noi trebuie să cunoaștem Scriptura și să înțelegem realitatea vieții și să știm să ne uităm la lucruri într-un mod concret și să știm ce spune Biblia ce spune Dumnezeu, punând lucrurile împreună în context, noi trebuie să știm exact ce avem de făcut. Problema aceasta nu a necesitat neapărat un anumit timp special de rugăciune și post. Nu. Ce a fost folosirea unei minți noite, care a dorit să caute voia lui Dumnezeu și eficientizarea lucrării. Și lucrurile au funcționat. Auziți ce spun aici apostolii? Un lucru care este foarte interesant și care din clipa aceea în istoria bisericii până astăzi aceste cuvinte ale acestor oameni dau direcții foarte clare lucrurilor. 1. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi Șapte bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului. De aici, din punctul acesta, în istoria Bisericii, lucrurile încep să se despartă. Există o slujire spirituală. Și există o slujire administrativă. Apostolii, sub călăuzirea Duhului Sfânt și a relației pe care o aveau cu Domnul, au spus următorul lucru foarte interesant. Noi am fost chemați la un anumit tip de lucrare. O lucrare duhovnicească care presupunea cuvântul, predicarea cuvântului și rugăciunea. Aceste două lucruri sunt două super superspirituale. 100% spirituale. Și ei vin să spună următorul lucru. Nu pentru că aveau nevoie, ca prin aceste cuvinte, să-și demonstreze poziția sau să pretindă o întâietate, ci era o problemă de chemare și de priorități. Apostolii spun, aceasta este chemarea pe care o avem. Și cred că este simplu de înțeles pentru toată lumea că cei 12 au fost oameni chemați de Isus într-un mod personal. Dacă ei s-ar fi implicat într-un alt gen de lucrare care nu era pusă pe umerii lor, eficiența primeia cu certitudine s-ar fi diminuat. De ce? Pentru că orice slujire cere timp. Orice slujire cere energie. Și toate lucrurile acestea consumă. Și aici apare pentru prima oară în istoria bisericii creștine această diferențiere și această explicație clară. Există slujbe spirituale și există slujbe administrative. Acum, episcopii, prezbiterii sunt slujitorii spirituali. Când vorbim despre prezbiteri, doar ca idee generală, pe toți îi găsim în Efeseni capitolul 4. Apostol, proroc, evanghelist, păstor și învățător, episcop, supraveghetor. Toți aceștia sunt oameni care au o, o slujire spirituală. Iar cei care sunt în, în slujirea aceasta administrativă sunt diaconii sau diaconițele. Ceea ce mie îmi pare puțin rău este că n-am reușit până la ora aceasta încă să ridicăm diaconițe. Eu cred că urmează cineva să zică amenă. Pentru că noi credem că femeile sunt chemate de Dumnezeu să slujească. Credem că trebuie să aibă o anumită ținută, clar, din punct de vedere spiritual, moral și așa mai departe, și că timpul lor vine. Acum, cultura noastră este puțin mai interesantă. Nu vreau să intru în explicații de felul acesta, dar nu important. Ideea este că noi credem că Biblia spune că femeile pot fi diaconițe și că în Biblie sunt diaconițe. Și dacă sunt în Biblie, înseamnă că pot să fie și astăzi. Amin! Se poate lucrul acesta. Cuvântul diacon înseamnă literar slujitor umil sau cel ce ajută. Slujitor umil sau cel ce ajută. Un om care ajută, care stă la dispoziție altora ca să ajute. Contextul este acesta. Apare o problemă. Cei 12 spun. Nu-i potrivit pentru noi să lăsăm lucrurile spirituale și să intrăm într-o slujire de administrație, pentru că nu aceasta e chemarea, ci cealaltă? Și ideea pe care o au împreună este aceasta. Haideți să găsim șapte bărbați care să aibă o anumită tipologie. Ei trebuie să fie cumva, ei trebuie să arate într-un anumit fel. Și pe aceștia, în acord cu Biserica, îi vom ne vom pune mâinile peste ei și îi vom pune în slujbă. În mare cele, șapte, cele calitățile celor șapte trebuia să fie acesta 1. Vorbi de bine, plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune și plin de credință. Acum noi vom spune, o, oh, deci de acum înainte diaconii trebuie să fie așa, noi mai puțin, sau mă rog, din când în când. Nu, nu, nu. Norma noului testament pentru toți credincioșii este să fie plin de Duhul Sfânt, de credință și de înțelepciune. Amin. Amin. Sigur că acelor care sunt în față lucrul acesta trebuie să fie mult mai vizibile, pentru că și ei devin mult mai vizibili. Ei devin mult mai vizibili, devin din punct de vedere oficial persoane peste care se pune ceva și de la care se așteaptă ceva. Face sens? Deci responsabilitatea este foarte mare. Haideți, acum o să ne uităm puțin la uh, ca, uh, calitățile pe care vine, vine Pavel și le, le enumeră. Sunt foarte interesante. Dacă ne uităm acolo în uh, 1 cu 3:8, iată câteva caracteristici uh, pe care trebuie să le aibă oamenii aceștia care sunt chemați în această slujbă de diaconat. 1. Să fie cinstiți, versetul 8. Adică să fie corecți, să fie demni. Ei folosesc fondurile bisericii spre folosul trupului lui Hristos. Ei trebuie să fie cinstiți. Dacă cineva nu-i cinstit, nu poate fi pus într-o slujbă în care trebuie să îngrijească de administrația bisericii, de banii bisericii, de bunurile bisericii. El nu poate să facă asta. De ce? Pentru că nu-i cinstit. Ori diaconii trebuie să fie cinstiți. Este evident că aceasta este prima caracteristică. Dacă un om nu-i cinstit, nu poți să ai încredere în el. Următoarea caracteristică interesantă este aceasta. Să nu fie cu două fețe, tot în versetul 8. Aveți grijă la diacritice. Ei pot avea două fete, dar nu două fețe. Vedeți ce înseamnă o singură virgulă pus, pusă sub ți, mă rog, t, ca să devină ț. Deci ei nu pot fi oameni cu două fețe. Ei pot să aibă două fete. E ok. Dar nu două fețe. Sensul literar este să nu aibă două limbi, adică să nu fie prefăcuți, ci sinceri, autentici și nu prefăcuți. Onest, nu ipocrit. Cuvântul ipocrit vine din limba greacă și are sensul de om cu mască. Astfel, de oameni vor să pară ceea ce nu sunt. Diaconul trebuie să fie un om. Care nu are două fețe. Dar oare noi, ca și creștini, egal-ortodoxi, catolici, evanghelici, noi avem voie să avem mai multe fețe? Hmm. Oare câte fețe ai? Păi cam cât-i nevoie. Și cam cât-i nevoie. Hmm, depinde de context. Păi de ce? Ca să meargă bine. Super. Biblia spune clar că creștinul nu poate să aibă două fețe. Nu poate să poarte mască. Creștinul trebuie să fie un om cu o singură față. Tristă sau bucuroasă, dar cu una singură. Cinstit. Nu altfel. Să nu fie iubitor de mult vin, versetul 8. Alcoolul este folosit în scopuri terapeutice. Atenție! Păi am o gastrită și ca să mă vindec între un litru și un litru jumate pe seară ca să-mi treacă. Și de durere și de creier. Nu, mamă, nu, nu. Acolo scopul terapeutic s-a dus de mult. Singurul scop care este în cazul acela este să-ți pierzi mințile. Tu nu ești chemat la asta. Creștine, tu nu ești chemat la asta. Și diaconi cu atât mai puțin. Bine, și cum rămâne cu Timotei cu știul durea stomacul? Auzi, lasă-l pe Timotei că vorbim după aia. Ideea este doar în scop terapeutic. Nimic altceva, că devine problema. Să nu fie doritor de câștig mărșav. Să nu câștige în mod mărșav, nedrept, înșelându-i pe ceilalți. Să nu fie zgârcit. Am trăit o experiență foarte interesantă cu cineva care era un om cu mulți bani. Mie mi se întâmplă așa, nu știu, mă duc la casă, plătesc, trebuie să mai primesc înapoi 30 de bani, 50 de bani. Ok, mulțumesc să rămână. Natural, nu mai mă stau după ei sau... Omul acesta a stat să-și primească ultimul bănuț. Răspunsul lui la întrebarea mea de ce, a fost acesta. Toți banii sunt ai mei. I-am muncit. Tehnic, avea dreptate 100%. Faptic, în adâncul inimii, uf, o mare problemă. Un diacon trebuie să fie un om generos. Va veni vremea când va trebui să ajuți oameni. Nu doar din ceea ce Biserica poate, cât poate că numai noi știm cum ne luptăm, ci poate va trebui să ajuți de la tine. Pentru că trebuie să fii un exemplu. Mai departe, să păstreze bine taina credinței într-un cuget curat. Această expresie arată profunzimea acestor oameni din punct de vedere spiritual. Un diacon nu poate să fie un om cu o spiritualitate îndoielnică. El trebuie să știe exact ce crede, cum crede, de unde vine, unde se duce și ce are de făcut. El trebuie să știe lucrurile acestea. Un diacon nu poate să fie un om care nu cunoaște Biblia, care nu-și cunoaște credința. N-are cum. El trebuie să-și cunoască credința. El trebuie să fie vorbit de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, și după aceea poate fi pus în slujbă. Cugetul bun vine dintr-o dragoste sinceră, 1 Timotei 1 cu 15. El trebuie să aibă o minte sănătoasă. Un credincios adevărat, un slujitor, trebuie să aibă o minte curată. O minte curată. Dacă nu are o minte curată, cum îi poate ajuta pe alții? N-are cum. Să fie fără prihană, versetul 10, este o calitate care le implică pe celelalte de pe listă, deasupra oricărui reproș. Oameni buni, noi toți ne dorim să avem un nume bun. Așa e frumos. Și Biblia spune simplu. Un nume bun face mai mult decât aurul și argintul. Un nume bun. De ce? Pentru că caracterul tău este frumos. Atitudinea ta, vorbirea ta, comportamentul tău, modul tău în care tu tratezi lucrurile, este unul frumos, matur. Toți ne dorim lucrul ăsta. Mă rog, cine-și dorește? Toți ne dorim să creștem în lucrul acesta. Ei, pentru diacon este un lucru de care nu pot scăpa nici cum. Pentru că ei sunt vizibili. Ei sunt vizibili. Dacă tu te poți încă ascunde prin, pe, printre rânduri, dacă încă poți să stai pe, pe rândul din spate și crezi că nu ești așa de vizibil, aș vrea să știi un lucru. Dumnezeu te vede. Dumnezeu te vede. Dumnezeu îți cunoaște inima. Dumnezeu îți cunoaște toate pornirile. Dumnezeu cunoaște tot ce ești tu, toate motivațiile, toate atitudinile și toate acțiunile. Dumnezeu te cunoaște. Și același lucru care îl cere pentru diaconi, și pentru tine. Pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu sau ar trebui să fii. Bărbatul unei singure neveste, asta înseamnă loialitate față de soția lui. Nu se pune problema să fie altfel decât să existe loialitate în relație, în cuplu. Și asta nu este un lucru care trebuie să fie doar pentru slujitori. Acesta este un lucru care trebuie să existe într-un cuplu creștin, normal. Amin. Amin. De fapt, într-o viață sau într-un cuplu de oameni morali, acest lucru trebuie să fie real. Nu vorbim despre oameni spirituali sau oameni care trebuie să conducă spiritual sau administrativ în biserică. Asta este o normalitate. Corect? 8. Trebuie să știe să-și bine copiii și casele lor. Trebuie să-și îngrijească și să-și conducă bine propria familie. E foarte clar. Dacă nu poți conduce un microbuz, de ce ai vrea să conduci un autobuz? Ce să faci cu el? Să-l dai de toți stâlpii, de toate gardurile, de toate colțurile de casă? De ce? Pentru că tu nu poți să conduci un, un microbuz mic, o mașină mică. Dar ai vrea să conduci. Mă, nu e rău să vrei să conduci. Și Biblia spune așa. Dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar atenție! De la revenirea aceea până la punctul acela este un drum lung și anevoios, din toate punctele de vedere. Pentru că drumul acesta trebuie parcurs într-un mod serios și nu se întâmplă peste noapte, ci în ani. După ce am prezentat acum câteva caracteristici a oamenilor acestora, se pune întrebarea simplă pentru uh, cei șasei noștri sunt ei atât de perfecți ca să putem să i numim diaconi. Dacă ar fi Solomon după această perfecțiune, eu sunt primul care trebuie să cobor de aici. Nu se urc pe alții, să cobor eu. De ce? Pentru că nimeni nu e perfect. Toți suntem în procesul de transformare. Acum, adevăr este că dacă îți dai silința și vrei, se întâmplă. Dacă nu îți dai silința și nu muncești pentru asta, nu se întâmplă. Aici apare toată diferența. Ce faci cu harul lui Dumnezeu care ți se dă ca să lucrezi transformare în tine? Îl folosești sau treci pe lângă el sau el pe lângă tine? Uitându-mă la cei șase, primul lucru pe care vreau să-l spun este că sunt bucuros că sunt tineri. Singurul Sorin care are 40 de ani. Ceilalți, ceilalți, asta este mama, asta este. Ceilalți sunt aripa tânără. El și Dean sunt cei mai în vârstă. Dar ceilalți au 30, 30 un pic, până. Wow, știți ce înseamnă asta pentru mine? Viitor. Nădejde. Se desface talpa bisericii. Wow. Există speranță oameni buni, există speranță. Oameni care puteau să, să facă multe alte și care fac multe lucruri, spun totuși, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Îmi asum lucrul acesta, de ce? Pentru că am, am o chemare la mântuire și am o chemare în lucrare. Și vreau să-L slujesc pe Dumnezeu cu lucrul acesta. Și eu mă bucur de lucrul acesta cu toată inima. Versetul 3 și versetul 6, vedem cum i-au pus în slujbă. Auziți, zice așa, de aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Îi vom pune în slujbă. Le vom delega autoritate. Iată cum, versetul 6, i-au adus înainte apostolilor, care după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Este o recunoaștere, Există anumite calități care se văd și care se întrevăd și care sunt reale. Nimeni nu se culcă pe oreche spunând, oh, am calități, deci pot să dorm. Nu, am calități și pot să lucrez. Există această recunoaștere, există acest unison și există o delegare. Există un moment oficial al începerii acestei numiri și a trăirii în viața oamenilor care primesc această șansă. Acum o să explic lucrul acesta, și anume că pentru următorii trei ani, acești diaconi sunt în slujire și această ungere care se pune peste ei, această recunoaștere în slujba de diaconat, este pentru trei ani de zile. După trei ani de zile, vor fi din nou cercetați pentru calitățile lor, pentru consacrarea lor, pentru participarea lor, pentru tot ce sunt ei. Recunoașterea în sine și numirea de diacon se face, în opinia mea, o singură dată în viață. Rămâi cu ea dacă te califici. De luat numirea nu ți-o ia nimeni, pentru că te-a chemat Dumnezeu, oamenii te-au recunoscut și au pus-o peste tine. Nu ți-o mai poate lua nimeni, căci darul și chemarea lui Dumnezeu rămân valabile. Amin. Tu singur te excluzi dacă nu te califici în continuare la lucrurile pe care le-ai de făcut. E simplu, nu e complicat. E foarte simplu. Dacă rămâi în aceeași chemare, dacă îți pasă de lucrul acela, Ceea ce s-a recunoscut peste tine și în dreptul tău rămâne valabil și te poate duce mai departe. Și ultimul gând pe care vreau să-l să am în seara aceasta este acesta. Uitați-vă acolo la versetul 7 și 8. În adins am, am citit și acele două versete care sunt extraordinare. Am vorbit despre faptul că diaconii sunt chemați la lucruri administrative. Asta este biblic, tehnic, fără dubiu, nu există nicio nicio confuzie. Dar în același timp, pentru aceste lucruri administrative, tehnice, fizice, trebuiesc calități spirituale. Trebuiesc calități spirituale. De ce? Aduceți-vă aminte de conflict. Erau unii care erau supărați și cârtiau. Un om firesc nu poate rezolva un conflict spiritual. Un om duhovnicesc poate rezolva un conflict spiritual. De ce? Pentru că are înțelegerea atât a lucrurilor firești, cât și a lucrurilor Nefirești, a lucrurilor spirituale pozitive sau negative. De aceea diaconii sunt chemați să fie spirituale. Nu merge că sunt diacon, a, nu mă rog, nu citesc, nu, sau, nu există așa ceva. Din potrivă, toate lucrurile acestea trebuie să te stârnească și să te ducă la un alt nivel. Uitați-vă acolo ce e interesant. După ce i-au adus înaintea apostolilor, versetul 6, care după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei, se întâmplă un lucru foarte interesant. Parcă se încheie momentul, se încheie povestirea din, din situația aceea și începe așa, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Cine erau cei care slujeau cu cuvântul într-un mod foarte clar, recunoscut din punct de vedere oficial, divin și uman? Cine? Apostolii. Apostolii erau chemați și aceasta era recunoașterea publică dumnezească pe care o aveau, fără dubiu. Dar atenție! Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și vreau să fac o precizare. La, la versetul 1 spune așa, când s-au înmulțit numărul ucenicilor. Aici apare pentru prima oară în Noul Testament, în, faptea, în cartea Faptele Apostolilor, cuvântul ucenic. Apoi, la versetul 7. De fapt, cuvântul creștin apare de vreo trei ori. De vreo 16-19 ori apare cuvântul ucenic. Noi toți suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și fiți atenți! Se înmulțea, se înmulțea, mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan, atenție, era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Slujba de diacon nu este o slujbă în care te cantonezi și rămâi plafonat din punct de vedere spiritual. Dacă îl cauți pe Dumnezeu și umbli plin de Duhul Sfânt, se pot întâmpla lucrurile care s-au întâmplat în viața acestui om. Auziți, era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orodă. A te ocupa de lucrurile administrative a bisericii nu te împiedică să atingi noi nivele spirituale. Doar lenea ta te poate împiedica la lucrul acesta. Doar de lăsarea ta, dezinteresul tău. Dar dacă tu vrei să mergi mai departe, se poate. Se poate. E important să spunem lucrul acesta. E interesant cum sunt oameni care, mă rog, sigur că și în funcție de contextul bisericii și așa mai departe, rămân rămân fericiți și împliniți că au, au fost chemați la această slujbă și cumva, cumva, setea lor și dorința lor a fost împlinită. Oameni buni, există atât de mult har și chemare în slujirea lui Dumnezeu că este loc pentru toată lumea. Și fiecare care dorește cu toată inima să se califice și să slujească într-un mod calificat, responsabil, asumat, poate să facă lucrul acesta. Depinde de fiecare dacă dorește lucrul acesta. Acum, dragii mei, acestea vin spuse, mulțumim Domnului pentru timpul acesta.